ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face biscuiții, patru Piemne. ingrediente, nuci, alune, migdale, ce doriți să puneți, cacao. Eu am pus aici semințe de mac, dar puteți pune și semințe de bostan și semințe de susan. Așa, și nu doriți să puneți semințe de mac, adăugați aceeași cantitate și puneți alune, puneți mai mult și puneți cu cacao și cu banană. Eu le fac cu toate trei că-mi plac și sunt delicioși. Așa, și punem 35 de nuci, 35 de mac. Nu doriți să puneți mac sau susan, puneți 70 de nuci sau 70 de alune, 70 de migdale. Aici am 10 grame de cacao și să cântărim și banana. Să vedem cât are. Are 107, 100 de grame. Așa. Și vom amesteca totul aici. Deci avem 100 de banane, 30-35 de mac, 35 de nucă, de alune, de fistic, alune de pădure, ce doriți să puneți, migdale, și 10 de cacao. Și le vom pune pe toate așa aici. Punem cacao. Punem nuca, susanul sau macul. Eu astăzi am mac. Dăm deoparte și acum să zdrobim banana. O zdrobim așa bine, bine, bine. Așa. Și o punem în interior așa aici. Și amestecăm așa bine. Să vedeți ce buni sunt. Simpli și buni. Macul este opțional. Puteți pune cantitatea doar de nucă sau de alune sau de fistic. Sau puteți pune doar mac și cu cacao și cu banană. Sau susanul cu cacao și cu banană. Așa, și să amestecăm așa bine totul. Și apoi dăm la cuptor. Și lăsăm circa 15-20 de minute la foc. La 170 de grade, să nu fie prea mare, să nu se ardă. Așa. Pupici, Rodi! Pupici tuturor! Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi facem trei rețete. O să facem această rețetă de biscuit cu banane. Apoi vom face înghețata de lămâie și cu banane. Eu am făcut și am să vă arăt și rezultatul, să vedeți, este delicioasă. Să o încercați, două ingrediente și este bună, bună. Și apoi vom face baza cremei pentru față și corp. Și fiecare adaugă, eu am să adaug astăzi infuzie de mușețel. Și o să fac o infuzie de mușețel cu ceară de albine și cu ulei de măsline. Și am să adaug și puțin ulei de lavandă, făcut de noi, și puțin ulei de cocos. Acesta este cumpărat, ulei de cocos. Așa. Ia uitați cum s-a făcut crema, vedeți? Așa. Atât. Și acum o să punem în tavă. Mai amestecăm puțin.
punem aici în tavă și dăm la cuptor. Să încercați, pentru copii sunt minunați. Puteți face și doar banana fără cacao. Nu vreți să dați cacao la copii? Banană cu alune sau banană cu nuci. Și puneți cantitatea de nucă și de semințe de susan, cum am pus eu, 70 de grame și cu banane. Și atât și dați la copii să vedeți ce bunătate. Așa, și să luăm așa cu o linguriță și să punem așa aici. Și cât timp facem înghețata, biscuiții se fac la cuptor, să vi arăt cum sunt. Așa. Aceștia se mănâncă imediat. Atât de buni sunt. Așa. Un deliciu. Dăm furculița de parte. Și ne mai iese încă unul. Aceasta este doar o idee. Puteți face cu ce doriți banana să puneți. Eu atât am avut în casă astăzi. Mac și cu nucă măcinată. Mi-a rămas de la prăjituri. Așa. Puteți pune și alune, și alune de pădure, și fix stick, și migdale. Atât. Dăm deoparte. Și acum o să dăm la cuptor la 170 de grade, să nu fie prea mare. Și lăsăm circa 20 de minute, un sfert de oră, o să ne uităm. Și între noi, uitați cum arată. Așa. Ia uitați. Sunt delicioși, sunt moi, nu sunt tari. Bun. Un deliciu. Biscuiți cu banane, cu cacao, cu nucă și cu semințe de mac. Cine nu dorește semințe de mac, poate pune doar nucă. Și cine nu dorește cacao, poate pune doar nucă și cu banane. Este un deliciu. Un deliciu, un deliciu. Ia uitați. Cum arată. Vă pup și multă, multă sănătate. Zi frumoasă în continuare. La revedere. Pupici. Multă, multă sănătate vă doresc. La revedere.